În sesiunea anterioară am văzut că în univers nu există teritoriu neutru. Fiecare centimetru pătrat, fiecare fracțiune de secundă este pretinsă de Dumnezeu și contrapretinsă de Satan. Am văzut că războiul spiritual este o stare specifică a minții care implică un angajament de o viață. Războiul spiritual nu este atât de mult o acțiune directă împotriva demonilor, cât o atitudine hotărâtă și angajată a minții împotriva influențelor rele. Conflictul de care vorbim are de a face cu mult mai mult decât cu posesiunile demonice. Are de a face cu controlarea minții noastre și cu răstignirea firii pământești. Atacurile diavolului împotriva noastră nu ar avea efect dacă firea pământească nu ar coopera cu el. Cu toate acestea, fiecare om este responsabil de eșecul său. Diavolul are puterea de a-ți sugera răul, dar nu are puterea de a te obliga să-l săvârșești. Un soldat neantrenat este o victimă sigură. Așa că aș vrea să pornim în această a doua sesiune și să privim la un inamic redutabil. În pasajul nostru observăm un prim mare adevăr în versetul 12, și anume, opoziția, inamicul, este puternic, viclean și bine organizat. Lupta este fără scrupule. Textul nostru spune așa, că noi n-avem de luptat. Pentru o înțelegere mai adâncă a dimensiunii conflictului, este de folos să studiem imaginea creată de Pavel aici. Cuvântul grecesc folosit de Pavel este pale, adică luptă corp la corp. Cuvântul acesta este la rădăcina cuvântului românesc palestră. Palestră, palestre, substantiv feminin, în Grecia și în Roma antică. Loc special destinat pentru practicarea gimnasticii, a luptelor, etc. Palestrele erau niște clădiri închise cu curte interioară. Atleții locuiau acolo și se antrenau zilnic pentru luptele în care își căutau gloria. Categoriile principale de luptători erau boxerii, luptătorii și pancratiaștii. Contrar așteptărilor noastre, sporturile acestea erau foarte periculoase și sângeroase. De exemplu, boxul era foarte violent. Majoritatea boxerilor mureau în ring. O inscripție din secolul I spune așa, citez, victoria boxerului se obține prin sânge. Singura regulă era să nu încleștești pumnul celuilalt. Lupta continua până când unul din cei doi se dădea bătut sau murea în ring. Boxerii de atunci purtau cască metalică pentru protecția capului, dar în același timp purtau niște mânuși cu nervuri metalice zimțate și dotate unele mânuși cu țepușe metalice. În arta timpului se pot vedea imagini cu boxeri care aveau fața deformată, sfâșiată, cu urechile sfâșiate, cu nasurile rupte, deformați la față în urma sportului practicat. Luptele. Astăzi avem ca și reminiscență a acelor lupte, luptele greco-romane. Și atunci, luptele greco-romane erau pe viață și pe moarte. Era permisă ridicarea oponentului și trântirea lui cu spatele pe genunchi, rupându-i coloana. Ruperea degetelor era permisă, spargerea feței, scoaterea ochilor și strangulare erau permise. Luptele de atunci erau mult mai violente și lipsite de foarte multe reguli de protecție. Pancrațiul este o combinație între box și lupte. O inscripție despre Pancrațiu din secolul I spune așa, citez, dacă auzi că fiul tău, care practică Pancrațiul, a murit, să crezi. Dacă auzi că a fost învins sau s-a retras din sport, să nu crezi. Am încheiat citatul. În alte cuvinte, din ring, într-o luptă de pancrațiu, ieșai viu sau mort. De ce am făcut această paranteză? Pentru simplul fapt că cuvântul folosit de Pavel sugerează o luptă intensă, fără reguli, fără onoare, fără scrupule.
Cel rău nu recunoaște convenția de la Geneva. Cel rău este fără scrupule și nu are milă de nimeni. Adversarul este organizat și puternic. Textul nostru vorbește despre căpetenii, despre domnii, despre stăpânitori și duhuri. Această listă este o ierarhie, nu o înșiruire de sinonime. Este o ierarhie. Este argumentul în favoarea organizării opoziției. Războiul nu este la întâmplare, spontan, reactiv, ci planificat, asemenea războaielor terestre. Am putea intra în sensul cuvintelor grecești ca să demonstrăm organizarea și ierarhia împărăției celui rău, dar nu cred că are mult sens. Nu cred că trebuie demonstrat ceea ce este evident. Aș vrea în continuare să ne uităm la portretul celui rău, pentru că un soldat neantrenat este o victimă sigură. Și partea antrenamentului este să-ți cunoști dușmanul, să-ți cunoști adversarul. Așa că, în cele ce urmează, aș vrea să ne uităm la portretul celui rău. În ciuda unui disconfort pe care l-am putea simți cu privire la acest subiect și fără să insistăm prea mult, trebuie să înțelegem cine este cel rău, așa cum ne învață Scripturile. Îngerii sunt ființe spirituale înzestrate cu judecată morală și inteligență înaltă, dar fără trupuri fizice. Demonii sunt îngeri rebeli care au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și care de atunci lucrează în lume spre rău. Despre evenimentul acesta al căderii unor îngeri, Noul Testament vorbește doar în două locuri. 2 Petru 2:4 spune așa, citez: căci dacă nu a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, am încheiat citatul. Și în Iuda 6, citez: el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, am încheiat citatul. În ambele pasaje, accentul cade pe faptul că unii îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au devenit ostil cuvântului său. Și că îngerii aceștia au fost scoși afară din prezența lui Dumnezeu, iar activitatea lor este restricționată, metaforic, puși în lanțuri veșnice. Textul nu lasă să se înțeleagă că influența demonilor asupra lumii a fost anihilată sau că unii demoni sunt ținuți într-un loc de pedeapsă de unde nu își pot exercita influența asupra oamenilor în timp ce alții pot face așa ceva. Atât Petru cât și Iuda lasă să se înțeleagă că păcatul lor a fost mândria, adică refuzul de a-și accepta poziția alocată. Spunea textul, nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, poziția alocată. Satan este numele personal al căpeteniei demonilor. Numele acesta este menționat în cartea Iov, în Cronici, în Zaharia. Satan este un cuvânt ebraic care înseamnă adversar. Satan a fost inițiatorul răzvrătirii. El a păcătuit înainte de a păcătui orice ființă umană. Noul Testament ne spune că Satan a fost de la început un ucigaș, un mincinos și tatăl minciunii, ne spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 8. Ni se mai spune de asemenea că diavolul păcătuiește de la început, ne spune Ioan în epistola sa. În ambele texte, expresia de la început nu dă de înțeles că Satan a fost păcătos chiar din momentul în care Dumnezeu a creat lumea, de la începutul lumii, sau chiar de la începutul existenței sale, de la începutul existenței vieții sale, ci numai din vremea de început a istoriei lumii. Cred că acesta este sensul că diavolul a fost de la început un ucigaș. De la începutul istoriei lumii, el a devenit un ucigaș. Caracteristica diavolului a fost să inițieze păcatul și să-i atragă pe alții în păcat. Acum, trăsăturile de caracter ale celui rău pot fi cel mai bine înțelese privind la numele pe care cuvântul lui Dumnezeu le folosește pentru descrierea lui. Cuvântul nu petrece mult timp și nu ne dă multe informații cu privire la această lume, dar avem câteva informații care ne sunt suficiente pentru a ne zugrăvi inamicul.
De aceea aș vrea să ne uităm la numele folosite în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Satan și la lumea lui, ca să pricepem puțin din portretul lui, cum îl descrie Scriptura. Astfel, găsim câteva nume în Scriptură și haideți să ne uităm la ele. De exemplu, Satan, care înseamnă adversar. Întâlnim cuvântul Abaddon, care înseamnă distrugător în Apocalipsa 9:11. Întâlnim cuvântul ucigaș, care este evident, și întâlnim cuvântul diavol. Această primă categorie de nume ne sugerează o persoană care distruge. Apoi găsim alte cuvinte, alte nume date celui rău, și anume Belzebul, adică Baalzebul, domnul muștelor, este foarte interesant, schimbat de evrei, Baalzebul, este schimbat în Belzebul, adică domnul balegii. Cuvântul este dur, dar vrea să exprime ceva, nu-i așa? Este numit domnul balegii, Belzebul. Sau Belial, care înseamnă mizerabil. Întâlnim aceasta în 2 Corinteni, capitolul 6. Apoi întâlnim Balaur, cel rău, șarpele. O altă categorie de nume care ne sugerează o persoană care pervertește, care strică, care murdărește. Scriptura mai continuă cu o altă categorie de nume alocate celui rău. De exemplu, stăpânul lumii acesteia, în Ioan capitolul 12, sau domnul dracilor, în Matei 9:34, sau domnul puterii văzduhului, în Efeseni 2:2. Această categorie de nume ne sugerează o ființă care controlează, care stăpânește, care are putere. Și mai există încă o categorie de nume în Sfânta Scriptură legate de cel rău, și anume, este zugrăvit ca fiind un leu care răgnește, în prima epistolă lui Petru, capitolul 5. Mai este numit ca fiind pârâșul sau acuzatorul în Apocalipsa 12. Și mai este numit ca înger de lumină, în 2 Corinteni 11. Această categorie, această patra categorie, sugerează o ființă care manipulează. Leu care răgnește, să te sperie, să te influențeze, pârâș care creează intrigi, și un înger de lumină se dă drept altcineva, o ființă care manipulează, care încearcă să producă confuzie. E bine, acestea ar fi, prin numele date, trăsăturile de caracter ale celui rău. Puterea și acțiunea demonilor sunt strict controlate și limitate de Dumnezeu, ne mai spune cuvântul. Și anume, diavolul este finit, el este o ființă limitată. El nu este echivalentul spiritual al lui Dumnezeu. Demonii sunt ținuți în lanțuri veșnice, ni se spune în Iuda 6, și pot fi biruiți de creștini prin autoritatea pe care aceștia o primesc de la Hristos. Citiți Iacov 4:7. Istoria vieții lui Iov clarifică faptul că Satan a putut face doar ceea ce i-a permis Dumnezeu să facă și nimic mai mult. Așadar, puterea demonilor, deși semnificativă, este inferioară puterii lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru încurajator. Satan nu este omnipotent cum este Dumnezeu. Deci diavolul nu poate face orice vrea. El poate face numai ceea ce îi îngăduie Dumnezeu să facă. Diavolul nu este nici omniprezent cum este Dumnezeu. Diavolul, în alte cuvinte, nu se află în toate locurile deodată, așa cum se află Dumnezeu. Diavolul poate ispiti o singură persoană în același loc sau în același timp. Diavolul nu este nici omniscient cum este Dumnezeu. Adică diavolul nu cunoaște toate lucrurile. Mai presus de toate, el nu cunoaște viitorul. Deși poate, în mod sigur, să facă previziuni intuitive cu privire la viitor. În ceea ce privește cunoașterea aceasta, nu există nicio susținere biblică cum că demonii pot cunoaște viitorul sau ne pot cunoaște gândurile.
În multe locuri din Vechiul Testament, Domnul demonstrează că El este singurul Dumnezeu prin faptul că numai El cunoaște viitorul. Spre exemplu, Isaia 46:9. Eu sunt Dumnezeu și nu este nimeni altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Nu găsim în Scriptură ceva care să ne dea de înțeles că îngerii sau demonii ar cunoaște ceva despre viitor. Cât privește cunoașterea gândurilor noastre, Biblia ne spune că Iisus cunoștea gândurile oamenilor. Citim asta în Matei, în Marcu, în Luca. Și ne mai spune că Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor. Vedem asta în Geneza 6, în Psalmul 139, în Isaia 66. De altfel, Daniel i-a spus regelui Nebucadnețar că dintre cei care vorbesc printr-o altă putere decât cea a lui Dumnezeu, nimeni nu poate spune ce a visat. Daniel, capitolul 2, versul 27 și 28. Dar atunci ne putem întreba, stai puțin, dacă demonii nu pot citi în mintea oamenilor, cum să înțelegem relatările în care ghicitori, clarvăzători, cei care cheamă duhurile, pot spune cu exactitate detalii din viața clienților lor? Eu cred că cele mai multe din aceste previziuni pot fi explicate dacă ne gândim că demonii pot observa ce se întâmplă în lume și astfel trag anumite concluzii. Pentru că sunt ființe inteligente. Ei pot auzi conversațiile noastre, pot vedea ce scriem. Creștinii nu ar trebui să se lase derutați când se confruntă cu practicanți ai ocultismului. Rezultatele lor de ghicire se bazează pe observare, nu pe puterea demonilor de a ne citi nouă gândurile. Gândurile noastre le poate citi doar Dumnezeu, cel rău nu le poate citi. În schimb, El ne poate observa. El face o analiză inteligentă pe baza observațiilor Lui. Ne poate auzi ce vorbim și în felul acesta își dă seama cam cum gândim. Ne vede viața și trăirea și își dă seama care sunt punctele noastre slabe. Vede ce scriem și în felul acesta știe unde ne este mintea sau încotro ce mesaje încercăm să transmitem. Deci, cel rău nu ne cunoaște gândurile. Gândurile noastre sunt cunoscute doar de Dumnezeu. Și acesta este un lucru foarte încurajator, să știm că cel rău nu ne cunoaște așa cum ne cunoaște Dumnezeu. Cu toate acestea, cu toate aceste limitări, nu putem spune că cel rău nu este periculos. El este un dușman redutabil, viclean și ticălos. Lupta cu el se poate face numai prin puterea lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să facem pasul următor, să ne uităm la strategia adversarului. Cunoașterea strategiei celui rău ne va echipa pentru o abordare inteligentă și înțeleaptă a asalturilor sale. Partea cea mai importantă a pregătirii pentru lupta spirituală este mentală. O pregătire mentală constantă este cheia biruinței, pentru că ea elimină elementul surpriză. Ceea ce îți asigură din start o superioritate în luptă. Și acum, strategia adversarului este gândită cel puțin pe 4 direcții. Una din direcții este următoarea: manipularea firii pământești. Adevărul este că atacurile diavolului împotriva noastră nu ar avea efect dacă firea pământească nu ar coopera cu el. Scriptura ne spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dacă dorința poate fi slujitorul tău, pofta este stăpânul tău. De aceea Scriptura abundă în îndemnuri legate de controlarea firii noastre pământești. Cel rău vrea să o manipuleze, se folosește de aceste capete de pod care există în natura noastră. De aceea întâlnim în Scriptură atâtea îndemnuri de felul acesta: să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, observați? Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună.
fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Deci, o primă strategie, o primă direcție de atac este manipularea firii noastre pământești. Diavolul se uită la capetele de pot care le are în firea noastră și încearcă să se folosească de ele. Îndemnul Scripturii este să vă împotriviți până la sânge în lupta împotriva păcatului. O altă cale, o altă direcție pe care suntem atacați este distorsionarea binelui și a adevărului. Adică, gustarea plăcerilor legitime în momente, moduri sau măsuri nelegitime. Sau, binele nu-i bine și răul nu-i rău. Minciuni și distorsionarea realității. Sau, înlocuirea adevărului cu pragmatismul sau percepțiile personale. Dacă funcționează, e bun. Un lucru. Nu-i chiar așa. Cel rău vine și încearcă să distorsioneze binele și adevărul, să-l facă binele să pară rău și răul să pară bine. Și Scriptura ne pregătește, ne avertizează și cu privire la această a doua direcție de atac. Vă citesc din 2 Corinteni, în capitolul 10, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând care încearcă să distorsioneze binele și adevărul, trebuie să-l luăm și să îl facem rob ascultării de Hristos. Manipularea firii pământești, distorsionarea binelui și urmează o a treia direcție din care cel rău ne atacă, și anume abaterea atenției. Și Scriptura are ceva de spus și cu privire la această strategie. De exemplu, Evrei, capitolul 12. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Este o metodă foarte, o strategie foarte eficientă. Pentru că acela rău dorește de multe ori doar să ne abată atenția. Să ne abată atenția de la El, de la Dumnezeu, la sinele nostru. Preocupare de sine exagerată și dezinteres pentru relația cu El. Să ne abată atenția de la El, de la Dumnezeu, la frica de viitor. Cum o să fie? Cum o să mă descurc? Și să trăim într-o frică permanentă de viitor, abătându-ne atenția de la Dumnezeu. Să ne abată atenția de la Dumnezeu la fantomele trecutului. Uite de la trecutul tău, n-ai nicio șansă. N-ai cum. Nu se poate. Lucrurile alea nu trec. Nu sunt trecute cu vederea. Ne abată atenția de la El, de la Dumnezeu, înspre fantomele trecutului, dându-le o amploare uriașă, încercând să ne fure adevărul că am fost iertați. Abaterea atenției de la El, de la Dumnezeu, la oameni. Poate la oameni greu de iubit dintre membrii bisericii. Să-ți vină să spui, ăștia? Și să te descurajezi în umblarea ta, văzându-i pe cei din aceeași
familie cu tine. Sau să-ți abată atenția de la El la oameni aflați în nevoie. Și să ai impresia că filantropia, a face bine, actele de caritate, sunt tot ce contează. O preocupare exagerată pentru așa ceva, pe fundalul unei uitări de Dumnezeu. Manipularea firii pământești, distorsionarea binelui, abaterea atenției și o a patra direcție posibilă este separarea sacrului de profan, adică trăirea a două vieți paralele. Viața este alcătuită din fragmente separate, încearcă să ne inducă în minte, de fragmente separate cu reguli și valori diferite. Diavolul este perfect de acord că omul să-și afirme credința, câtă vreme nu și-o practică. Scriptura vorbește foarte clar și despre o astfel de strategie. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate credința aceasta să-l mântuiască? Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, Avram, și prin fapte credința a ajuns desăvârșită, ne spune Iacov. Războiul spiritual, deci, este o stare specifică a minții care implică un angajament de o viață. Nu este atât de mult o acțiune împotriva demonilor, cât o atitudine hotărâtă și angajată a minții împotriva influențelor rele. Câteva din situațiile în care diavolul încearcă să ne doboare ne-ar putea fi de folos să ne putem proteja. Pentru că să nu uităm, un soldat neantrenat este o victimă sigură. O primă situație este atunci când ești nou convertit. Atunci când ne întoarcem la Hristos, simțim o eliberare, nu-i așa? Înainte eram morți în greșelile și păcatele noastre, acum suntem aduși la viață. Înainte eram în întuneric, acum vedem lumina. Înainte eram descurajați, acum suntem umpluți de bucurie. Într-un timp ca și acesta, vine diavolul și ne prinde cu garda jos. Înainte de a câștiga experiență în practică sau pe cărarea ascultării de Dumnezeu. Astfel, ne ispitește și dacă cădem, El este acolo. Văd că ai păcătuit din nou. Faptul că ai devenit creștin a fost o fază trecătoare a vieții tale. Nu mai are niciun sens să mergi înainte, să mergi mai departe. N-ai cum, vezi că n-ai cum. Astfel că, de obicei, dacă ești nou convertit, cel rău va veni să încerce să te descurajeze în felul acesta. Sau caută să te intimideze prin presiuni și amenințări de toate felurile. O a doua situație în care cel rău mai vine să ne atace este atunci când suntem mâhniți, suferinzi sau plini de amărăciune. A, suferi, uite-te prin ce treci. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu nu-ți mai poartă de grijă. Dacă Dumnezeu ar fi un Dumnezeu bun și dacă te-ar iubi cu adevărat, așa cum îți place să crezi, nu te-ar lăsa să treci prin lucrurile acestea. Însă din moment ce te lasă să treci prin așa ceva, înseamnă că El nu este cu adevărat interesat de tine. Astfel ce rău vine pe fundalul mâhnirilor noastre, a suferinței sau amărăciunilor pe care le experimentăm și încearcă să ne spună că lui Dumnezeu nu-i pasă. În al treilea rând, El mai vine la noi și în urma unor mari succese, când cucerești noi teritorii spirituale. Și aici mă gândesc la Petru și la experiența lui relatată în Matei 16. Vă aduceți aminte, când Iisus i-a întrebat pe ucenici, voi cine ziceți că sunt eu? Petru, inspirat de Duhul Sfânt, a replicat, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Iisus îi răspunde, ferice de tine, Petre, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Adică nu ai primit lucrul acesta de la oameni, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și apoi, Domnul Iisus face o afirmație plină de apreciere la adresa lui Petru. Petru are parte de un succes spiritual. Și Iisus îi spune așa, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
Și apoi Domnul Iisus continuă vorbindu-le despre ce înseamnă că El este Hristosul, cum că va merge să moară pe cruce și cum că va învia a treia zi din morți. Și acolo, după succesul acesta spiritual, vedem un Petru, probabil flatat de complimentul lui Iisus, bucuros de succesul lui spiritual, care rostește niște cuvinte care generează din partea lui Iisus un răspuns foarte dur. Petru spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și mustrarea lui Iisus ne înfiorează când îi spune lui Petru, înapoi a mea, Satană, căci tu nu vorbești cuvintele lui Dumnezeu, ci cuvintele oamenilor. Observați cum Petru a fost ridicat sus pe valul acestei mari intuiții spirituale. Însă, într-o clipită, Satana a fost acolo, la lucru în viața lui, pentru a-l doborâ și a face din el, de fapt, o pricină de pocticnire chiar pentru Domnul Iisus. Deci, chiar și în momentele de succese spirituale, cel rău este acolo ca să le valorifice în folosul lui. O a patra situație în care ne expunem celui rău este inactivitatea. Când lenevim, ne expunem atacurilor celui rău. Omul leneș, spune un proverb arab, omul leneș este un atelier pentru Satan. Foarte interesant. Și David cred că este exemplul clasic al acestui adevăr. Scriptura ne spune în 2 Samuel 11, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustească țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas în Ierusalim. Urmare o știm cu toții. Păcătuirea cu Batseba și păcătuirea față de Urie îl conduce la cea mai grea perioadă din viața sa. Astfel, observăm că inactivitatea, lenevirea, încetarea slujirii sunt stări de care cel rău profită. Când pierdem vremea, ne rănim veșnicia. În al cincilea rând, diavolul mai vine și atunci când suntem izolați de ceilalți credincioși. Și aceasta ar trebui să fie un alt avertisment pentru noi. Singurătatea este primul lucru pe care Dumnezeu îl numește rău. În primele pagini ale Scripturii, îl auzim pe Dumnezeu zicând, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Atunci când ne aflăm în compania altor credincioși, ne aflăm de fapt în compania celor care ne pot încuraja, ne pot ajuta, ne pot mustra, ne pot aduce pe calea bună când este nevoie. Însă atunci când ne izolăm, când suntem singuri, suntem mult mai vulnerabili în fața gândurilor și a ispitelor. Nimeni nu va ști că le-am făcut. Nu voi afecta pe nimeni făcând cu tare și cu tare lucru. Izolarea îi pregătește terenul celui rău. Așa că, în aplicația noastră, am văzut aceste lucruri. Cel rău ne va ataca la începuturi, când suntem cu garda jos, când suntem nou convertiți. Cel rău va profita de momentele de mâhnire, de suferință, de amărăciune. Cel rău va profita de momentele de mari succese spirituale. Cel rău va profita de inactivitatea noastră și cel rău va profita și de izolarea noastră. Acestea sunt avertizmente pentru fiecare dintre noi, pentru că să nu uităm, avem de dus o luptă corp la corp, cu un inamic redutabil, organizat și puternic. Nu ne putem permite să ne prezentăm în palestră nepregătiți, pentru că un soldat neantrenat este o victimă sigură.